Asta la băieți și bine v-am găsit la un nou episod de pe canal. După 2 ani, aproape 3 sau nu mai știu exact cât, după 2 ani și ceva în care n-am mai postat, am revenit pe YouTube, băieți. Nu știu dacă ați văzut de pe live-uri, pentru că am mai făcut și câteva live-uri pe canal. M-am apucat-o pe Behood, pe contul pe care l-am avut și înainte să mă las, contul mic. Contul mare mi-a fost furat. Din câte am înțeles, pentru că eu nu știam absolut nimic de cont, am făcut un tichet când am revenit că vreau să știu și eu ce s-a întâmplat cu contul, credeam că mi-a fost șters inițial. Kenny mi-a zis că nu știe ce s-a întâmplat cu contul și am intrat și eu pe un live la el după și am văzut că mi-a zis cineva în comentarii pe live la Kenny că contul meu este acum mai, nu știu dacă e on, cum spun. Contul meu are numele Cosmin WE acum. Am făcut un tichet după ce first degree, mă duc un 3-3. Stați așa puțin să fac și eu aici un punct la raport că este un PD și e cam foame. După care dă mă. Cobra. Tu. Atacare polițist. I-am dat-o să mor. Și 2-3-4, MDC 2-3-4. Ai mă, MDC 2-3-4, first degree. Stați așa băieți, mă scuzați că abia am intrat și eu în PD, dar fuge. N-am chef să-l alerg. În fine, nici nu mai știu despre ce vorbeam. A, contul. Am făcut un tichet să văd acum dacă pot să-mi recuperez contul, sper să pot să-mi-l recuperez, dacă nu mi-l recuperez, măcar să-l șteargă și să-mi dea mie numele uner înapoi. MDC 234. Nu i-a dat, mă, cu 234. Ce le-am dat? Da, mă, băieți, și până vedem ce se întâmplă cu contul, hai să vă arăt și ce am mai făcut pe server, pentru că v-am zis, eu am făcut live-uri și n-am mai filmat și probabil care n-ați fost pe live-uri, nu știți, am revenit gen pentru voi direct în PD, direct cu astea. Sunt Trancunu, am intrat de o zi, vedeți și voi aici, două PD-uri active, 32 din 50 de runner i-am făcut azi pe live, tichete 3 din 15 la fel azi pe live le-am făcut. Am mai făcut și vreo 10 ore jucate și mulți m-ați întrebat dacă o să revin în staff. Am făcut și un tichet și în legătură cu asta, dar mi-a spus Kenny că a trecut prea mult timp de când n-am mai fost activ și nu cred că se poate, gen, și o să trebuiască să aplic chiar din nou la helper. Hai că am zis-o iar din nou. În fine, o să trebuiască să aplic chiar la helper. Să trecem iar prin toate astea, el pe 1, 2, 3 și după abia la azi, bine, e mult, e mult de muncă până unde vreau eu să ajungem. Momentan am intrat în PD, vreau să ajung rank 5, poate 6, poate chiar o să iau lider în vreo... Care mi-a făcut mă pană? Poate o să iau chiar lider într-o facțiune de asta, gen departament, cine știe. Și o să vedem pe parcurs. Poate o să reaplicăm și în helper. Bine, cu siguranță o să reaplic helper, dar nu știu exact când. La dămă? La face dămă? SVF. Wanted. Hai să vedem după cine merge și noi. Xelo. Omorâre polițist. Oh, das. Uite-l, mă. Cui? M-a văzut, mă. M-a văzut că l-am văzut, gen, credea. Cum a ajuns mă acolo? Prin parcare, cred. Măcar să nu facă pană, să mă duc și eu repede. Ce să vă mai zic, mă, băieți de server? Cam asta e de cont, pardon. Cam asta e cu contul. Vă aștept pe serverul de Discord. Ne-am făcut și server de Discord, îl aveți în descriere. Serverul pe care îl știați voi de Discord a fost... l-am șters. Mod pe curd. Din alea vechi sper să pot să recuperez ceva, nu sunt sigur dacă o să pot să recuperez, dar o să încerc să recuperez de pe Google Drive și să le postez din nou pe Discord-ul din descriere, așa că vă aștept pe serverul din descriere. Acolo o să anunț oricum orice clip și
live și tot mod pe cur, tot acolo postăm. Instagram aveți din nou și Instagram în descriere, pentru că mi-am schimbat și Instagram-ul de când n-am mai jucat și cam asta e. Hai să vedem dacă reușim să facem și ceva raport. Altul mai aproape, nu? Nu. Dar Xelo. Bă, credeam că o să fie destul de greu să fac raportul în PD. Da, l-a luat. La o primă vedere, gen așa părea că e greu, pentru că erau mulți wanted puțin, la un moment dat nu era wanted list deloc. Și am crezut să fie greu, dar nu. Pentru că doar azi m-am apucat de raport și văd că deja am 30 ceva de puncte, deci practic am jumate de raport făcut. O să vreau să-l fac oricum în avans, dacă mai merge, dacă nu, oricum sper să ne descurcăm. Și dacă vă întrebați ce calculator am acum, din nou aveți în descriere. O să facem live-uri și cu web și clipuri la fel cu web. De-abia de sâmbătă, cred, sau nu știu, să văd, pentru că mi-am comandat tot ce am nevoie, mouse. Ce dracu am, mă, cu mouse-ul? În loc de masă zic mouse-ul. Dar mi-am comandat masă, microfon, web, ce mi-am mai luat? Adachiu. Doamne, s-a dat și-a dat fleșchiu, credea că nu intră în gel, ești nebun. Deci am luat așa, masă, microfon, web, două monitoare, scaun, trebuie să-mi vină toate astea. Momentan am doar calculatorul, mouse-ul și tastatura și ca și monitor folosesc televizorul. Acum, gen astăzi, când vedeți voi clipul, mie deja mi-au venit monitoarele, dar nu o să pot să le montez, cred, pentru că n-am unde, gen n-am masa, folosesc o masă mică și aici nu-mi încap, două monitoare. O să vă las, dacă nu cumva uit sau sper să nu uit, o să las în comentarii, gen tot ce mi-am luat. Deci problema cu microfonul și web-ul, dacă aveați întrebări despre, să știți că s-a rezolvat. V-am răspuns gen în avans. Ce am făcut, mă? De ce am venit aici? Mâncați și gură ta. Tău, uite unde mi se duce asta. Wanted. Nimic, mă, nimic așa mai aproape. O amendă dăm și noi, ăla stă pe loc. Nu cred că am voie să-i dau. Dacă aveam voie, aia e, nu-i dau. Că poate n-am voie dacă stă pe loc. Nu mai știu, sincer. Ia uite-l pe ăsta. Opa, ID 36, are cască? Avea cască oare? Nu mi-am dat seama, futuți. Băi, mă enervează rău de tot, mâncația și gura ta. Mașinile astea de rank 1, uite-l pe ăsta, 176. Oh, s-o 176. Da, mai largă bicicleta, ești nebun. Merge mai tare cu bicicleta decât merg eu cu mașinile de rank 1 din PD. Cască 186. A murit. Doamne, unde îl dă, mă, că mă duc să-i dau amendă. Mă duc să-i dau amendă că-i foame de raport, băieți. Am 10 minute oricum. Dovada o avem, avem tot ce trebuie. Dar nu știu cum l-am omorât, că eu n-am spus nimic. Da, mă, băieți, și vreau să vă mai întreb, bine, o să vă mai aduc aminte în clipul următor, trebuia să vă zic asta de la începutul clipului. Dacă vreți să ne facem și noi un clan sau vreți să rămânem așa, gen să intrăm în altul. Dacă vreți să fac un clan, o să-l fac, nu știu cu ce tag. Probabil o să aleg unul, gen din propunerile voastre, dacă nu, vedem noi. Dar să ziceți dacă vreți să fac eu un clan și dacă l-aș face, câți dintre voi ați intra, că nu vreau nici să fac un clan, să am 5 membri, gen, știu ce zic. Îl facem așa doar pentru abonați, nu-mi ziceți să-l cumpăr, că sunt bune, că nu știu ce, vreau să-l fac doar pentru abonați, pentru tag și să fim noi acolo între noi, să avem unde să vorbim, mai un alta. So 176. Se omoară, fii atent. Cască 176. Dă-te jos. Deci, ce mare wanted? Nu are wanted. Ticket 176.
condus fără cască și funer, da, frate, apare pe video. Cască 50, 150. Cască 50, tichet 50, hands up, mai condus fără cască. Și cum o să facă dâmă, ia să vedeți ce oante de dau. Am uitat de ea. Ok. Să nu mai uiți. Măs. O zi bună. A, 5 tichete, 5 amenzi date, eject. 176. Ai de 176. Dar dă-te cu aia că ești instructor wanted. Am dat și ID ca prostul să văd gen. Mai PD undercover, că n-am văzut care culoare. Da, mă, și nu știu ce să vă mai zic, băieți, ne auzim cu programul de postat și de astea. Din nou trebuia să vă zic de la început, o să vă zic tot acum, o să încerc, nu promit, dar o să încerc să fac cumva să postez un clip pe zi, dacă nu măcar un clip la 2 zile și la fel și live-uri, dacă nu în fiecare zi după ora 8-9 seara, măcar un live la 2 zile. Cam atât a fost și cu videoclipul, cu revenirea, cam atât a fost cu toate astea, informațiile astea pe care trebuia să vi le spun. Ne auzim la următorul videoclip, nu uitați să vă abonați, să apăsați pe clopoțel, nu uitați să dați și voi un like. Eu am fost Funer, voi ați fost voi și ne auzim data viitoare. Re!